Doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Tommy's Vibes. Am aici un invitat deosebit în platou, pentru că este fost coleg de emisiune, fost director de-al meu dintr-o anumită perioadă, omul care m-a descoperit cel puțin în partea de TV. Și am început ca Emil Tatu, pe cuvântul meu, numai ăla face așa, ne salutări Emil, numai el face așa în emisiuni. Sorin Lucian Ionescu este alături ziua. De mine. Păi bună și ziua. Pe Emil l-am descoperit la Radio Neptun. Păi de asta spun, dar numai Emil face din astea, zici că ne scoate pe toți așa de la naftalină și începe. Sorin Lucian Ionescu m-a luat de nu știu unde, Adriana m-a luat de nu știu unde, mi-a pus microfonul în mână nu știu cine, deci pe cuvânt. Astăzi este atât în calitate de jurnalist, cât și, sau mai ales în calitate de președinte al comunității evreilor din Constanța, invitat în platou, pentru că cel puțin în prima parte vom vorbi despre, eu îl consider un eveniment, sincer. El s-ar putea să fie deja blazat și obosit după aproape un deceniu de birocrație, nesimțire, nepăsare, cum să numim? Mai mult. Mă flatează că mi-ai spus că sunt jurnalist, pentru că sunt câțiva din tagma noastră în Constanța care mă desconsideră în sensul ăsta. Unora le-am pus pixul în mână, altora le-am dat emisiuni la TV, motivând că am o colaborare prea apropiată cu un partid politic. Eu ne fiind membru de partid. Și ei au colaborări, nu numai în campaniile electorale, e o formă de ipocrizie. L-am găsit de curând pe unul la USR, care a lucrat la TV Neptun, eu neștiind că el e slujbaș acolo, ca să zic așa. Dar, în fine, este exact ca în bancul cu Ceaicovski. E adevărat că era homosexual, da, dar nu numai pentru asta îl apreciem. Ceva în genul ăsta. Da, deci, Sinagoga Mare a intrat în reabilitare. Avem imagini, apropo, avem imagini odată puse la dispoziție de Sorin Lucian Ionescu, cum arată acum, cu schelele puse. Pentru cei din țară care ne urmăresc, trebuie să știți că Sinagoga Mare din Constanța a ajuns într-o situație în care doar câțiva pereți exterior nu, și... Pereții, da, așa, bucăți. Că nu, pereții sunt intacți, până la nivelul acoperișului, pereții sunt complet intacți. Dar acoperiș nu mai există. Acoperiș nu mai există de ani de zile. Doar pereții. Da. E o poveste tristă, pentru că eu am prins sinagoga asta în picioare și cu soba de 6 metri înălțime duduind. În ce an? Imediat după 90. S-au ținut slujbe acolo, au cântat și un cor, dacă țin bine minte. La un moment dat a apărut o găurică în acoperiș. Știu că și tu stai la casă, nu? Uh-huh. Și din păcate, reacția da, și la mine este... mai apar găuri în acoperiș. Da, reacția normală este să intervii imediat. Și să pui o cârpă, să pui o tablă, să pui o... Uh-huh. Nu știu, până vine un meseriaș, nu? Corect. Problema e că, din motive care îmi scapă, și la ambiție cu Federația Comunităților Evreiești din București, găurica aia n-a fost astupată pe un moment și a devenit găuroaie. Și a început să curgă în ea, s-a evacuat la vremea respectivă o parte din mobilier, care este și în ziua de azi la comunitate pe strada Sarmi Segetuza, unde avem sediu. Niște candelabre, dar sunt niște candelabre din lemn, să nu se gândească cineva că era ceva vreo valoare... cu Swarovski. Uh-huh, uh-huh. Soba de 6 metri a fost desfăcută bucată cu bucată și a dispărut. Cel care, sau cei care au furat-o nu știu ce fac cu ea, că n-au unde să o monteze. Și probabil că, nu știu, vor fi făcut altceva mai mic. Și încet, încet s-a prăbușit tot acoperișul. A început să crească iarba și pomișorii înăuntru. După care s-au spart și vitraliile din față și din spate. Erau niște vitralii ieftine, nu erau ceva opere de artă. Am reușit să le recuperez acum ramele de lemn și chiar vreau să le păstrez, deși ele exact, vor fi refăcute. Aceasta este ca imaginea noi. Cum arată în interior, ca să înțelegeți. Da, acum ce se vede sunt niște cărămizi pe jos, care au fost date jos din partea de sus, date jos din partea de sus. Uh-huh. N-am băut cafea și nu mi se irigă creierul. Și nici eu nu i-am oferit o cafea înainte și de emisiune, așa. Eu am făcut poze acum 2 săptămâni când era perfect curat acolo. Astea sunt pozele făcute alaltăieri. Și urmează să fie scos și molozul ăla de acolo. Cert e că s-au pus chele și la interior și la exterior. Se va începe, din ce am aflat tot când am făcut pozele astea, se va începe cu o zidire de sus în jos, ceea ce mi s-a părut bizar, dar ei știu mai bine. Cert e că fundația
rezistă și este unicul motiv pentru care se face acest demers, pentru că dacă era distrusă fundația, probabil că se renunța la idee. Cert e că începusem să vorbesc de istoria sinagogii acum câțiva ani, cu mult înainte de... Eu am devenit președinte acum fix 10 ani și o lună. Cu mult înainte de asta, eu am văzut o hârtie în care federația propunea prin arhitectul șef, acum funcția nu mai există la nivel central, să se demoleze. Fostul președinte Aurel Weiner s-a opus, Dumnezeu să-l odihnească, și s-a ajuns la soluția asta. Ce s-a renovat în România, fie că e vorba de sinagogi, fie că e vorba de alte lăcașuri de cult, eu sper să facă și moschea Carol, care stă să cadă și... Să nu așteptăm să ajungă și moschea în aceeași situație în care a ajuns sinagoga. Eu vreau să ies în stradă pentru moschea Carol. Deci sunt trei variante în care s-au renovat asemenea edificii. Prima este prin fonduri europene, care este cel mai greu accesibil, pentru că nu se acordă fonduri europene pentru așa ceva. A doua este prin fonduri private și noi n-am avut așa ceva. S-a făcut la Tulcea. Sinagoga din Tulcea a fost renovată prin eforturile unui scriitor evreu tulcean, care nici el nu cred că mai trăiește, dar acum fix 10 ani, după ce eu devenisem președinte de 2-3 săptămâni, s-a inaugurat sinagoga din Tulcea. Micuță, cochetă, foarte frumoasă, se poate vizita. A treia variantă este cu fonduri guvernamentale, care este cea mai la îndemână, dar în același timp greu de accesat formă, prin Compania Națională de Investiții, care este subordonată Ministerului Dezvoltării. Bineînțeles că de la bun început, când s-a aprobat această variantă, dar numai de formă, pentru că bine, banii existau, adică știam exact o sumă, acum suma s-a triplat. Evident. Dar știam de o sumă care era pusă deoparte pentru dedicată. Proiect, da. Și asta se datorează fostului ministru al dezvoltării, Liviu Dragnea, dacă numele vă spune ceva. Era ministru dezvoltării. E domnul care are un canal de cooking. Da, nu știu, nu m-am uitat niciodată. Ceva bucătar pe El YouTube. Este și la originea renovării Templului Coral din București, care este o bijuterie arhitectonică și care este sinagoga emblematică a României și care este făcută după un model din altă țară, nu mai știu exact de unde, dar este o superbitate. El atunci, în Templul Coral, când s-a inaugurat, acum tot vreo 10 ani sau 11 ani, a zis, domne, următorul obiectiv va fi sinagoga din Constanța. De ce? Pentru că este foarte frumoasă. Cea din Tulcea nu e, ca să fim cinstiți. Cea din Tulcea e o chestie albă, pătrată. Și proiectul a fost rostogolit de următorii miniștri ai dezvoltării. Fondurile au rămas. Odată cu faptul că a devenit public acest proiect, au început și vocile antisemite care să spună, domne, dar de ce statul român să facă evreii aia, că ea sunt plini de bani. Dom'le, nici eu nu sunt de acord să se renoveze cetatea Histria, să o facă fenicienii. Ce treabă avem noi cu cetatea Histria? De fapt, în spatele acestei glume proaste este și motivul pentru care monumente arhitectonice, lăcașuri de cult, se renovează. Nu pentru a începe slujbele acolo, că mai suntem 40 de speriați în Constanța. Nu mai suntem nici minian. Minian este cuvântul care stă la baza cuvântului minim. Minim înseamnă 10. Minian înseamnă 10 bărbați care pot deschide o slujbă. Așa cum jubileu înseamnă 50. În niciun caz jubileu de 100 de ani. Nu există așa ceva. Jubileu înseamnă 50. Bun. Deci ea se renovează, în primul rând, pentru patrimoniul cultural și arhitectural al Constanței și nu numai al Constanței, pentru că sunt o grămadă de turiști care vor să viziteze moschea, vor să viziteze face parte din zona tot așa, pentru cei din țară. Trebuie să înțelegeți că Sinagoga Mare este situată în zona peninsulară a municipiului Constanța, se află în acea zonă în care avem o zonă protejată. Catedrala Arhiepiscopiei Tomisului, Catedrala Arhiepiscopală. Biserica Catolică, așa, Biserica Catolică Sfântul Anton. Avem moscheea acolo, avem tot acest și o grămadă de alte clădiri. Grup absolut superb religios, da. Așa cum
Băi, oameni buni, eu am o ciudă. Trebuie să le spun, să spun de unde am imaginile astea. Le-am descărcat eu de pe Dobrogea Live. Acestea sunt randările pe care Geostruc le-a pus la dispoziția Dobrogea Live. Așa ar trebui să arate sinagoga arătat, mare. Da. Așa ar trebui să arate la finalul lucrărilor. Mie foarte ciudă. Mie foarte ciudă. Pentru că atunci când merg, nu în străinătate, în România. Dacă merg la Brașov, la Brașov tot așa există o sinagogă absolut superbă, eu habar n-am avut. Și un restaurant bun acolo. Deci habar n-am avut, crede-mă, și m-am cazat exact peste drum. Deci la una din casele Săsești. Aproape de Biserica Neagră, să spunem. În spatele Bisericii Negre, pe o străduță, este această sinagogă. Și lângă străduța Sforii, care e cea lângă mai îngustă strada, așa stradă este, lângă Europa. Strada Sforii. Și nu am știut de această sinagogă, repet, întâmplător, m-am cazat exact peste drum. Și când am ieșit dimineață, noi ne-am cazat seara, când am ieșit dimineață, hop, direct cu ochii în sinagogă. Și evident, da, și un restaurant, da. Da. Foarte bine întreținută, plină de turiști. Plină de turiști. Care nu se vrei. Nu, plină de turiști. La Iași, dacă mergem. Am super. Înțepenit. La Oradea sunt trei. Anul ăsta, când am fost și am văzut în ce stare... Sunt Biserica Trei Erari, pe mine m-a uimit. Deci, minunăție. Numai o splendoare. Cum reușesc, repet, în România, nu în alte părți. Da? Deci să ne uităm doar în România. Cum reușesc oamenii ăștia să aibă grijă? Să aibă grijă să păstreze ce li s-a lăsat în grijă. Da? Deci nu vorbim acum de Viena, nu vorbim acum de Bruxelles, nu vorbim de alte poate orașe. Că sunt monumente istorice declarate ca atare cu mulți ani în urmă. Spre surpriza mea am constatat că Sinagoga Mare din Constanța nu este monument istoric, deși ar trebui să fie, are 100 și ceva de ani. Am aflat și cine trebuia să facă demersurile pentru înregistrarea ei ca monument istoric. E vorba de edilii orașului, care n-au făcut-o din 90 încoace niciunul. Când a încercat Decebal Făgădău să facă lucrul ăsta, deja era prea târziu și ne-a respins dosarul. Eu nu cred că la bugetele care se cheltuiesc pe cu totul alte lucruri, suma cu care se va reabilita această sinagogă este una mare. Nici măcar comparativ cu alegerile locale, costurile organizării locale, europarlamentare, prezidențiale, în județul Constanța, nu vorbesc de cheltuielile pe țară. Am aflat nave de pasageri, mi-a povestit Diana, care e ghid local, Diana și Sav, alți, care a Diana fost de asemenea aici în emisiune, că sunt turiști care veneau cu navele de pasageri și întrebau, da, unde e moschea, unde e sinagoga? Corect. Chitaristului Guns N' Roses, Tal Bumblefoot, care a cântat în Piața Ovidiu și care e evreu, după cum îi spune și numele, când a ajuns, a zis, dom'le, unde e sinagoga, că vreau să văd sinagoga. Eu întâmplător eram acolo, cineva i-a făcut cunoștință cu mine și m-am dus eu cu el. Eu cu el, unul dintre cei mai mari 10 chitariști din lume. Și ai arătat sinagoga? Da, și îmi vorbea numai cu săr și cu dumneavoastră și am arătat. Ne-am întâlnit după aceea, după încă un an și mă țineam minte că am fost cu el la... Vreau să spun că există un interes pentru locașurile, exact cum ai bine ai spus, când mergem în țară sau în străinătate, dom'le, intrăm într-o biserică, intrăm într-o mănăstire, în ceva. Nu neapărat că suntem religioși. Eu trebuie să recunosc că, deși sunt absolvent de teologie de un an și ceva, nu sunt o persoană religioasă. Nu sunt o persoană religioasă în modul tradițional, înțeles. Cum spun și eu, că nu sunt dusă la biserică. Adică nu cred în că acel... termenul ăsta este și mai bun. Nu în acel mod. Există un interes al meu, cu totul aparte, pentru canon și pentru fenomenul în sine și pentru dimensiunea pe care fenomenul religios l-a luat de la începuturile omenirii, dar lucrurile se opresc aici. Sunt convins că și alți oameni au același interes de a vedea niște vitralii, niște lucrări arhitectonice superbe, cum este, de exemplu, catedrala din Serbia, din Belgrad, care, când am vizitat-o eu, era făcută pe bucăți. Fusese și bombardată de americani. Era o chestie... Dom'le, era cât un stadion de fotbal. Probabil că de dimensiunea catedralei din București, a Mântuirii Neamului, sau cum se numește, cu care... construcție, eu am fost de acord de la bun început, în ciuda înjurăturilor din partea unor credincioși
sau unor creștini mai credincioși decât mine, care au spus, Doamne, nu ne trebuie așa ceva. Doamne, avem ceva, o chestie și noi, că ne minunăm când intrăm în Viena, în Sfântul Ștefan, sau în Domul din Milano, sau nu știu ce, dar la noi, dacă se construiește așa ceva, e că... că nu s-a făcut acum 300 de ani. Noi nu ne gândim că ne-au fost lăsate și da. Noi, la rândul nostru, trebuie le să lăsăm mai departe. Mai dacă departe, se construiau 10 catedrale de dimensiunea în toată țara și începeam să semănăm cu Iranul, poate că era o problemă. Spuneam, domnule, e o exagerare. Dar o singură catedrală în București, mie mi se pare o chestie mișto. Sincer. Mie mi s-a părut foarte trist și ce s-a întâmplat și nu știu cum au reușit să o rezolve până la urmă, că n-am mai discutat. Apropo, după incendiu de la Catedrala Arhiepiscopală, de aici, de anul trecut, când da, erau foc. Clădirile administrative. Erau, dar nu știu dacă au reușit să arătat totuși, n-a intrat presa mult în detaliu, s-a discutat la momentul respectiv, dar nu s-a intrat mult în detaliu despre condiții. Și despre, deci mie mi se pare că stăm și așteptăm, exact cum spui tu, apare o găurică, începe să plouă prin găurica aia, noi nu facem nimic să astupăm găurica. Absolut nimic. Stăm, așteptăm, așteptăm până când gaura aia devine, acolo ne cade acoperișul în cap și la momentul ăla spune, nu mai mă, băi, o dărâmăm, ce să mai facem, acolo că nu mai e nimic altceva. De făcut. Clădirile administrative ale Arhiepiscopiei Tomisului sunt și mănăstire. Da. Și la ultimul etaj, în mansardele alea, stăteau călugări. E mănăstire de călugări. Spun că n-a intrat presa foarte mult în detaliu. Nu a intrat, dar acolo aia s-a întâmplat. O neglijență, o lumânare. Cu dacă aveau sau nu dreptul călugării respectiv, voie să stea. Să stea au fost discuții și, mă rog, am lăsat-o și noi cumva așa. A rămas ca în gară. A rămas ca în gară, da. Așa cum rămân multe situații în România, ca în gară. Da, pe mine mă uimește când văd la restaurante sau magazine un afiș făcut la Xerox, nici măcar... Da. N-au bunul simț să-l facă mai ca lumea, din plastic, nu? O hârtie ordinară pe care scrie această unitate funcționează fără aviz de incendiu sau ceva în genul. Dar la școli? Și la școli, și la școli. La fel. Dom'le, cum adică funcționează fără? Păi eu o să o las pe fiimea la volan și o să-mi pun în parbriz un bilet și o scriu această mașină merge circulă șoferul, fără, nu are permis. Fără permis de conducere. Da. Cum adică? N-are autorizație, dar o lasă. Nu, dar știți că nu putem să le închidem pe toate. Păi nu știu, fraților, dar obligații în termen de un an să-și ia autorizația. Nu, de la colectiv încoace au trecut ani de zile, biletele astea s-au permanentizat în geamurile a 80% din unitățile de alimentație publică, de magazine și așa mai departe. O chestie bizară, nu... Ce dar eu nu mai bat capul cu țara asta pentru că sunt convins că nu se face bine niciodată. Ce s-a întâmplat în ăștia 10 ani? Hai să vedem. De ce 10 ani? Păi, ce-ai făcut tu în ăștia 10 ani? Știu că nu vrei să vorbești despre asta. Știu că nu-ți place nu, să vorbești despre asta. Spun, da, te rog. Fără să bat câmpii un sfert de oră. Am început demersurile să facem niște expertize. Întâi am zis, domnule, să vedem, poate chiar trebuie dărâmată. Am venit experți, am plătit. La vremea aia am plătit bani din fondurile comunității. Se vânduse o casă. De fapt, se vânduse un teren unui personaj celebru din Constanța, din administrația locală, dar nu vreau să-i dau numele, un domn onorabil care a cumpărat un teren de la comunitate și banii ăia, în mod normal, la noi 80% pleacă la București, 20% rămâne la dispoziția comunității. Pare incorrect, dar este, pentru că ei ne plătesc. E ca la taxe și impozite. Nu, dar ei ne susțin în continuare și banii ăia îi recuperăm, pentru că ei ne plătesc apă, lumină, căldură, cheltuielile pentru sărbătorile religioase, mese festive, ce Dumnezeu mai avem noi pentru acești 40 de membri care mai sunt acum. Am avut 50 sau mai prăpădit săraci. Și banii au rămas la dispoziția comunității și noi din banii ăștia am cheltuit, cred că vreo 70.000 de euro pe expertize și după ce expertiza a fost ok, am făcut proiectul. Proiect arhitectural de la scump, adică nu... trei desene și patru dungi. Am lucrat cu o firmă din Constanța care, întâmplător, a lucrat și la Arcul de Triumf din București, la renovarea asta. Deci era o firmă serioasă. Am făcut proiectul, l-am depus la insistențele CNI-ului pentru că ei promiteau că alocă niște bani pentru asta. Acolo s-au perindat tot felul de echipe guvernamentale și manageriale, s-au tot schimbat. Președintele Weiner al Federației ne-a susținut și e secretul polișinel faptul că
grupul minorităților din Parlament, din Camera Deputaților, că nu există în Senat, doar în Cameră, și sunt vreo 18, 20, 21, habar n-am, toate minoritățile. Uh-huh. Ei sunt un grup compact care, în mod tradițional, susțin puterea, uh-huh, indiferent cine e aia. Că e coaliție, că e PSD, că e PNL, că UDMR face figură separată de grupul minorităților, fiind partid de sine stătător. Așa cred că se și numesc grupul minorităților, altele decât UDMR. Așa, da. Uh-huh. Și aici fiecare, pentru a susține puterea, cere ceva. Acum nu vă gândiți că cere ceva ilegal sau ceva obscur. Sau... Unul zice, domne, eu vreau să mă sprijiniți cu renovarea sinagogilor. Uh-huh. Altul zice... Eu vreau să mă sprijiniți pentru tipărirea alfabetului în limba armeană. Zic și eu, habar n-am. Oamenii ăștia au insistat mandat de mandat pentru cine a fost la putere să se păstreze acest proiect. Și slavă Domnului că s-a păstrat. Problema e că la nivelul CNI-ului au început tot felul de frecușuri, de tertipuri. Domne, că nu e bine aia, că să refacem planșa aia, că să nu știu ce... Ceea ce în an de zile, în ăștia 10 ani de zile, a culminat cu refacerea completă a proiectului. Dom'le, e bun proiectul ăla, dar lasă că facem noi altul. Eu nu mai aveam bani. Eu am terminat banii, a rămas chel. Uh-huh. Au dat ei bani din banii ei. Probabil că a fost ciubucul cuiva, comisionul altcuiva, habar n-am. Mai trebuia făcut un proiect de altcineva. Da. S-a făcut și proiectul ăla. După care au început să respingă și bucăți din proiectul ăsta. După care, acum vreo 3-4 ani, s-a trecut într-o nouă etapă. Cred că 3, nu 4. Aceea a licitațiilor pentru desemnarea câștigătorului și atribuirea proiectului și respectiva banilor. În România, după cum știți, toate proiectele și toate demersurile sunt contestate cu sau mai ales fără motiv. Cel mai deranjant pentru noi toți, a fost și este în continuare, dar mai puțin în perioada asta, nu știu ce s-a întâmplat, că s-a mai potolit, contestarea autostrăzilor. Asta ne-a distrus pe noi 30 de ani. Că lumea zice, dom'le, nu s-au făcut autostrăzi. Principalul motiv, după care urmează lipsa forței de muncă, lipsa fondurilor, neseriozitatea, lipsa de voință politică, care am zice, trecut pe podul de la Brăila vara asta de două ori am nebunit. Păi adică, acum e închis. Am văzut știrea dimineața înainte să vin la tine. Eu când am trecut era închis un sens de mers. E, acum tot închide și pe al doilea, zis că e la fel de prost și ăla. Așa bun. Este. Corect. Și au început contestațiile. În țările civilizate, eu știu exemplu Franței, nu știu, cred că mai sunt câteva, dar nu vreau să bat câmpii. Dacă ai contestat o licitație fără motiv, trei ani de zile nu mai ai voie să contești nicio licitație, chiar având motive să pui pe altul. Ca să fie învățat de mine. Că e clar că o faci cu rea credință și blochezi niște proiecte mari, gigantice. Uh-huh. Au început contestațiile, la, până surpriză, în mai sau iunie 2023, a rămas definitivă oferta și n-a mai fost contestată a unei firme, am înțeles, destul de serioase din Iași, care se cheamă Conest. Nu-i fac publicitate, că n-am pentru ce să-i fac. Dar oamenii sunt, acum, de două luni, am constatat că sunt într-adevăr foarte serioși. Deci în mai iunie au câștigat licitația. A apărut prin presă comunicatul noului președinte al Federației, domnul deputat Silviu Wexler, care în spatele lui Aurel Weiner, ca și consilier al lui, a susținut proiectul ăsta de la bun început și a fost ambiția lui, efectiv. După ce a murit, știe foarte bine despre după ce a murit domnul Weiner și a devenit el președinte și deputat al minorității, a ținut-o Gaia Mațu cu povestea asta și eu renunțasem. Eu am zis, domnule, am cheltuit 70.000 de euro, asta e, dar până la urmă o să cadă și pereția, exact cum spuneai. Din mai-iunie anul trecut, uite-te și tu că a mai trecut un an și trei luni până când s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor. Deși ăștia erau câștigătorii definitivi. Li s-au cerut, își dă mii de hârtii, iarăși. Nu știu ce trebuia să dovedească. Au copii acasă, în întreținere. Habar n-am. Eu tot așteptam din mai-iunie anul trecut să vină treaba. Nu că să înceapă treaba, măcar să vină să securizeze perimetrul, că și asta a fost o problemă. Toți copiii care treceau pe acolo țineau musai să
facă poze, ca să nu zic să-și facă nevoile și să facă graffiti. Dar și poze, pentru că s-a considerat că este un obiectiv, o să folosesc un termen pe care puțin dintre noastre vor înțelege, de vârsta mea, instagramabil. Da, s-au făcut și poze nude acolo. S-a făcut tot poze felul nude. De ședințe foto s-au făcut acolo. Da, da, și a trebuit să sun la poliție, să le depistez pe cucoanele respective pe Facebook, să le sun, femeie, dacă vrei să faci poze nude, vină la mine acasă, dar nu în sinagogă. Ce să zic? Nici măcar asta nu s-a făcut, nu s-a securizat perimetrul de acum un an și a mai durat un an în care eu ziceam până la urmă să cadă până vin ăștia. Domnule, a venit, dar nu în iunie 2023, a venit în iunie 2024. Și încet, încet am reușit să închidem și intrarea din spate, dinspre bulevardul, nu bulevardul Tomis, că nu coboară, altă stradă coboară de la liceul Eminescu spre piața Ovidiu, strada principală. Nu știu da, cum mă gândesc acum. Știu. Cea din față e Rosetti, pe aia o știu ca nume, eu nu știu numele de străzi. Și s-a mișcat foarte repede din iulie, până pe 8 august, când au avut chiar ordinul de începere, ei n-au stat degeaba. Ei au făcut curat. Bine, mai făcusem și eu odată cu primăria și cu Polaris, da. Au mai curățat odată chiar la începutul anului. Au strâns tot molozul de acolo, au tăiat toată vegetația. În pozele alea se vedeau niște cărămizi din partea de sus, dar la un moment dat a fost complet curat. Au adus containere pentru muncitori și, mă rog, WC-ul ecologic, schelele au venit inclusiv alaltă, era o parte din ele. Traian. Strada Traian, da. Și s-au apucat ei. Așa, alaltă, când am făcut pozele pe care le-ați arătat, am întrebat, domnule, cât sunteți? Păi ce, suntem 10 muncitori. Acum nu știu dacă ei sunt veniți de la Iași sau sunt angajați de aici, habar n-am. Dar există un șef de șantier, o dirigintă, o doamnă, care ați venit de la Iași. Omul săracul și-a închiriat apartament pentru 2 ani de zile, urmând ca și soția lui să nască la Constanța. Pe perioada lucrărilor. Da, și sigur. Și-a căutat în zona respectivă. Mi-a zis că l-a uscat cu banii, că sunt chiriile mari în Constanța. Bine, nu știu dacă la Iași sunt mai mici. Cert e că oamenii lucrează, probabil că au și acces la sumele care li se decontează parțial și în etape, deci există front de lucru, spre deosebire de nenorocirea aia de sală polivalentă asta, de lângă mine, care e oprită de încă 5 luni, au început să o placheze. Nu numai că este placheze. Oprită, am o veste foarte proastă pentru toți constanțenii. Acum câteva zile, primarul Virgil Chițac a fost prezent în emisiune la Emil Tatu și a spus că din ce a înțeles dumnealui se va rezilia contractul cu firma la polivalentă. Deci hai să zicem și ce fac? Vin alții și fac că-s neserioși. Asta a spus, că din ce a înțeles dumnealui, acolo și se închide deocamdată treaba. S-a placat o mare parte din exterior, niște panouri termoizolante foarte interesante din ce am văzut eu, dar o parte sunt depozitate acolo, n-au fost încă montate. Mă întreb ce fac, că ia și le iau și pleacă cu ele sau le lasă celor cred care... Cred că le lasă, teoretic, pentru păi că dacă sunt reziliat, cumpărate din... Încă poate n-au le dă reziliat, și jos da. Pe alea pe care le-au pus. Da, asta a spus. A spus că, din păcate, este o firmă neserioasă cea de mai la Polivalentă. Mai că nu poate primarul să... Nu, a spus. CNI-ul. Nu, CNI-ul, dumnealui, nici nu a spus că reziliază dumnealui. A spus că din ce a înțeles dumnealui, din discuții, din ce a auzit și din ce a înțeles, urmează să se rezilieze contractul eu stau cu de, cei care eu stau de 4 ani lucrează la sala aia polivalentă. Se lucrează într-un ritm de nu poți să-ți imaginezi. Astăzi sunt 2 speriați, mâine nu mai e niciunul, după o săptămână mai apar 3 speriați. Deci e ceva, eu am filmat acolo, am făcut poze, am mai postat din când în când, am ținut pasul cu stadiul lucrări. Dom'le, bătaie de joc. Spre deosebire de cei care lucrează la casino. Eu tot respectul, nici nu dăm nume de firme aici, dar felul în care au înțeles să intervină oamenii numărul de muncitori pe ploaie, pe vânt, iarna, pe zăpadă, oamenii erau cocoțați acolo pe casino. Da. Și lucrare... Mult mai grea. Complicată. Aici sunt niște chestii din tablă, o structură metalică cu un perete subțirel. Mă rog, nu suntem ori știe ce fac. Da. Dacă s-au băgat, ar trebui să știe. Da. Da. Tribunele sunt din beton, deci alea sunt solide, iar în jurul acestor tribune este o structură metalică, după părerea mea, destul de fragilă, dar nu mă pricep eu la
așa ceva. La început am alergat și m-am oprit să respir soare și apă. Am învățat dansul în ritmul valurilor și am râs de poftă. Am respirat adânc aerul proaspăt și am explorat. M-am relaxat și am visat cu ochii deschiși. M-am întors pentru că mi-era dor de locul în care vara prinde viață. Ești în căutarea unui loc de muncă? Polarisem Holding Constanța angajează șoferi autogunoiere. Dacă ai permis de conducere categoria C și atestat profesional de muncă, te încadrezi în cerințele noastre. Oferim 5.000 de lei salariu brut plus bonusuri în funcție de performanță, tichete de masă și asigurare privată de sănătate. Dacă ești interesat, aplică pe adresa resurseumane@polaris.ro. Informații suplimentare la telefon 0241 548 700 sau 0241 548 711. Când sper să fie gata sinagoga? Dacă, repet, dacă lucrurile merg, în România tot timpul e cu... Eu, dar dacă, termen... Dacă lucrurile merg așa... I-a dat termen 2 ani, 2 ani jumate. Deci dacă s-a început în vara asta, nu mai punem 2024, 2025, 2026. Să zicem că la începutul 2027 să sperăm. Problema este alta, pentru că de la începutul proiectului, de fapt de la începutul investiției și a fondurilor alocate investiției, ni s-a spus clar că ele sunt doar pentru exterioare și pentru clădire. Nici de cum pentru interioare. Interioare. Uh-huh. Interioarele înseamnă mai mult decât o simplă zugrăveală. În primul rând că înseamnă o tencuire care nu știu dacă e prinsă. În... Uh-huh. Probabil că vor lăsa pereții interiori cum se spune, la roșu. Da. Cum se spune la construcții. Da. După care mai e problema mobilierului, altarului, dacă vreți, ca să-ți dau termenul creștin ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba. Sistemul de încălzire, am impresia că e prins, va fi o centrală termică, uh-huh. Deci nu va mai fi o sobă de teracotă. În momentul în care vom avea și fondurile necesare interiorului, pe care fostul primar Făgădău ni le promisese. Asta urma să te întreb, dacă administrația locală, dacă primăria nu poate în acei bani de culte, că și primăria Constanța dă bani cultelor. Habar n-am. În ce privește minoritățile, să... de 5 ani de zile aproape, primarul Chițac n-a făcut nicio întâlnire cu liderii minorităților. Și aici nu vorbesc numai numele meu, vorbesc și numele grecilor și a armenilor cu care țin legătura. Poate cu tătarii s-au fi întâlnit, că acolo e o afinitate politică în care ei și-au declarat clar sprijinul în campanie, ceea ce mi se pare bizar, dar e treaba lor. N-a făcut nicio întâlnire. Eu nu m-am bucurat de niciun fel de sprijin din partea primarului. Am avut norocul că viceprimarul Rusu a avut disponibilitatea să ne ajute cu niște lucruri în etape. Mai e directorul Alin Vintilă, care acum am înțeles că e director în primărie, nu mai e consilier. Este chiar la achiziții, din câte eu. Ok. Sunt doi oameni care ne-au ajutat mult și la care am apelat. A mai fost președintele Consiliului Județean, Mihai Lupu, care nu avea atribuții pe povestea asta, dar a intervenit la vremea când încă era membru PNL la nivelul primăriei și a mai deblocat niște lucruri de acolo. Dar de aici până la a spera că primăria Constanța și actuala compoziție a Consiliului Local va vota niște bani pentru comunitatea evreilor cu care nu vrea să aibă de-a face. Dar încă o dată nu e vorba. Deci mie mi se pare despre asta e vorba. Nu despre asta este Adriana, vorba. Adriana, i-am transmis bani, acestui primar. Nu îi bași banii lui să le iei în buzunar. I-am transmis acestui primar pe toate canalele posibile, formale și informale, că aștept o apropiere și o conciliere a relației pe care o are cu mine personal și cu mine ca președinte al comunității. N-am avut nici măcar un eco. Am vorbit cu consilierul lui și am spus, bă, spuneți-i deșteptului ăla, că e vorba de o minoritate mică, dar importantă. Știi, nu știu cât de deschis putem să vorbim, nu aici în emisiune, ci cât de deschis putem să vorbim în general în momentul ăsta. Mie mi se pare bizar că în contextul actual, în care tu
îți faci poze, toată lumea își face poze când vine ambasadorul Israelului sau când vine nu da, știu ce reprezentant. Ambasadorul Israelului, de acum doi ambasadori în urmă, a refuzat să se întâlnească cu el pentru niște afirmații antisemite și ilegale legate de mareșalul Antonescu și a zis, domnule, eu cu ăsta nu discut. După care același ambasador m-a întrebat pe mine, care eram nimeni cu acte, a zis, să mă întâlnesc cu primarul după ce trecuseră 8-10 luni de la afirmațiile lui care erau de genul, domne, mareșalul Antonescu, chiar dacă legea l-a declarat definitiv criminal de război și nu ai voie să ai statui nume de străzi și să-l proslăvești așa, până și Aur a renunțat la chestia asta, tot ca o promisiune în fața ambasadorului Israelului, tu să vii să spui, domne, e o chestiune care mai trebuie discutată. Ce mai trebuie discutată? E ca și cum eu cu tine am spune, domne, știți că chestia asta cu oprirea interzisă păstrăzi mai... conform codului de trăire, da, ar mai trebui discutată. Și când m-a întrebat ambasadorul dacă să se întâlnească cu primarul Chițac, eu am zis da, întâlniți-vă. I-am spus consilierului lui, uite, am vorbit cu ambasadorul și l-am rugat să concilieze. S-au întâlnit la APC. Aia a fost prima lor întâlnire după scandalul ăsta. Nici măcar un mulțumesc n-am primit pentru chestia asta, nu că din partea primarului, din partea consiliului, să zic că bine mă, mulțumim că ai fost conciliant, că nu, n-ai ținut o gaia mată. Eu am senzația că oamenii ăștia nu înțeleg. Dar el nu vorbește cu cetățenii Constanței, deci, alaltă era a fost prima emisiune reală la o televiziune online, după alte două emisiuni la două posturi obediente lui, că el are două ziare obediente în Constanța, care au și canal video, și numai la ăia s-a dus da, în patru deci ani. Am senzația încă o dată că nu înțelegem și ne împiedicăm așa de niște chestiuni atât de mărunte, adică, da, eu, cetățean al municipiului Constanța, sunt de acord să se dea niște bani pentru un obiectiv de interes național, cum este Sinagoga Mare, deci nu doar local, ci național. Da, sunt de acord să se dea bani pentru reabilitarea moscheii. Da, vreau să văd catedrala, Sfântul Anton, sinagoga, moschea, Biserica Sfântul Nicolae, apropo, care am filmat săptămâna asta cu Părintele Moșteanu. Muzeul care... de artă populară. Muzeul de arheologie. Stai să nu mai vorbim. Se lucrează unde... acum, am văzut. Stânga-dreapta, nu treceți, cad de... pietre, vă spargeți nu capul, treceți se întâmplă pereții, nu știu ce. Da, vreau să văd și eu că avem o zonă. Vreau să văd că primarul nu mai simte nevoia să închidă bulevardul Tomis după ce că se circulă ca dracu, mă scuzați, în orașul ăsta. Este un dezastru. E un dezastru, așa se circulă și tu închizi o vară întreagă, înțeleg că vrei să urmezi modelul. Pe dracu cu cărți. Nimic. Au închis bulevardul ăsta pe 40 de grade, în condițiile în care nu era nimeni pe bulevard, înțeleg măcar dacă l-ai închide seara, de la un 18 până la 22, 24, nu știu. Să-l închizi că, vezi, doamne, iese lumea și se plimbă și bea cafea în mijlocul străzii și nu pe trotuar. Înțeleg, dacă vrei să faci asta, dar fă-o, frate, după amiază. Încetează cu mizeria asta de acum a venit toamna, nu dimineața mai contează. Dimineața era închis, într-adevăr, degeaba, pentru că era gol-gol, lumea nu gol, iese pe stradă. Gol-gol! Gol complet. Dar în condițiile în care nu mai discutăm că ai acum un Ștefan cel Mare. Ai o zonă pietonală. Nu mai unde e nevoie să închizi. Face evenimente. Unde poți să faci. Exact. Iar toată zona peninsulară trebuie să fie da, o zonă în care toți turiștii, nu mai vreau să aud că vin aici în emisiune, apropo de Diana Slav, da? Întrebam la un moment dat ce fac oamenii ăștia care vin cu navele de croazieră și răspunsul a fost se urcă în autocar și pleacă la București. Sau în Delta. Da. O ziua aia pe care o au de petrecut, nu o petrec aici în Constanța pentru că îmi pare rău să o spun, iubesc Constanța, dar dacă, repet, dacă mergeți în țară, în alte orașe, o să constatați că suntem o rușine. O rușine! Tu ai dat exemple de orașe mari comparabile cu Constanța. Eu am în minte un exemplu mult mai minor. Râmnicu Vâlcea. Da, uite, am văzut de ani de zile, am văzut în Râmnicu Vâlcea ghivece cu flori pe stâlpi. Cineva udă ghivecele alea, dacă nu zi de zi, măcar la 2-3 zile. Eu mi-am făcut cruce. Sunt mii de ghivece de flori. Și în Iași am văzut treaba asta. Pe stâlpi. Păi dacă îi spui cuiva în Constanța, îi spune, adu-te bă de aici, puternic cu prostiile. Noi abia mișcăm, mutăm cisterna aia ca să... Ai văzut să cisterna florile, care da. Se plimbă peste tot prin oraș, Dumne, că n-am fost... Sărind de la una la alta, că eu nu vreau să vorbesc doar de sinagogă, că nu suntem buricul nu. Pământului. Chiar te rog. Vreau să vorbesc de o problemă acută, nu acută, cronică,
Și anume faptul că se pierde controlul orașului. Vorbesc de controlul în privința liniștii publice și a ordinii publice. Eu constat asta nu zi de zi, nu seară de seară, noapte de noapte. Eu stau pe Badea Cârțan. Nu e niciun secret, pentru că și adresa ziarului meu e publică, e pe site-ul Metropola Constanța, dacă pot să-mi fac singur reclamă aici. Te rog. Și vreau să mai spun ceva. Constanța Info a fost primul site care a dat pozele alea pe care le-ai văzut tu și au spus preluate de la comunitatea evreie și vreau să le mulțumesc. Noapte de noapte, la mine pe Badea Cârțan, este un festival. Deci ce se întâmplă de ziua Marinei în piața Ovidiu, la mine se întâmplă noapte de noapte. Se joacă fotbal până la 1:30 noaptea, cu urlete, hăi, pasă, nu știu ce. După care, după 1:30, își face loc o gașcă de golani, că nu pot să le spun altfel, care acaparează piața și tot cu hăhăiel, cu... Nenorocie e că profiul din acea piațetă de pe Balea Cățan a devenit non-stop. Asta este o nenorocire, nu este un avantaj făcut locuitorilor, că i-a dor noaptea, nu umblă să-și cumpere bere la două noapte. Eu am anunțat la poliție de secția 2 și am spus, domnule, nu mai există sectorism, mai există patrulă de noapte, ăia doi cu câinele despre care se făceau bancuri pe vremuri. Da. Nu mai circulă nimeni să-i vadă, băi nenică, ce faceți aici? De ce vorbiți atât de tare? Oamenii ăștia din blocurile astea mâine lucrează, să scoală la 5, la 6 dimineața. Nu, zice, nu putem să facem asta, putem veni doar la reclamație. Dar nu reclamație pe site, că dacă faceți reclamație pe site, venim abia mâine. Nu, reclamație telefonică și mâine. Eu am verificat chestia asta, au venit pe 20 de minute. Ce vreau să spun? Sunt una, două reclamații pe toată vara. Deci lumea nu mai ori s-au blazat, ori le place, ori s-au obișnuit cu chestia asta. Și cireașa de pe tort a fost acum 3 zile la Botoșani. Un băiat, un copil, un minor, că poate avea 16 ani și nu mai poți să spun copil, da. Știu despre a fost bătut la 1:30 noaptea pe stradă de niște golani. Șeful IPJ Botoșani și-a permis să-i spună acestui minor ce căutai la ora 1:30 pe stradă ca să mănânci bătaie. Dom'le, am văzut două televiziuni centrale care au sărit pe comisarul ăsta șef. Cum și-a permis el să-l întrebe pe minorul la ce căuta pe stradă? Și aici este toată esența acestei probleme care se cronicizează nu numai la nivelul Constanței, ci și la nivelul țării. Faptul că nu mai există niciun fel de, nu de control, nu mai există niciun fel de bun simț. Părinții aia își lasă copiii până la 1:30 pe stradă, suportând consecințele a ceea ce s-ar putea întâmpla. Bătaie, viol, mai știu eu ce. Că sunt și fete la mine în piață. Eu văd acolo, am scenă. Nu mai există, societatea este de acord acum ca un minor să meargă la 1:30. Noi la 10 seara, și eu și tu bănuiesc, și fiimea de 16 ani, deci nu vorbesc numai de când eram eu tinerel, nu. Așa e. Vorbesc că bă, la 10 ești în casă. Era ca o cutumă, nu știu ce era 10 și nu era 9:30 sau 10 și un sfert. Dar era chestia asta. La 10 seara ești în casă. Nu mai există chestia asta. Lasă copilul să umble pe stradă la 2 noaptea. Că e vacanță. Ghiși ce? Se va termina vacanța într-o săptămână. Spectacolul la mine în piață va continua. În altă ordine de idei, îți dau un scris. Eu trebuie să-ți spun că cercul este unul vicios, pentru că ce spui tu, că se pierde orașul, nici nu intervine nimeni. Nu intervine. Îmi pare nimeni. Foarte rău. Am avut posibilitatea săptămâna trecută, chiar și felicit pe această cale IPJ-ul, întâmplător, într-un alt context, să cunosc niște polițiști de la secția 3, cred că este cea din Palas. Aia e și mai grea. Deci niște băieți, tineri, prompți, extrem de atenți, care au știut cum să pună problema. Brici, două echipaje. Foarte, secția 1 din piața Chilii, foarte okay, bine condus. Foarte ok oamenii. Dar, ce spune Sorin, și eu am acea senzație, pentru că eu stau ceva mai încoace în Anadalchiai. Mai exotic. Eu stau în Anadalchiai. Am zis la exotic, mine, da? La mine, practic... Alaltă ieri Cristi Hagi a avut petrecere în cartierul compozitorilor, cu artificii, colegii cu care manele. Stau în... Da, frumos. Nu, în momentul în care Cristi scria, eu nu știam dacă ce aud eu în casă. Se aude din... Eu durau atât de mult artificiile, că numai Chițac avea bani de așa ceva la ziua Marine și a zis, bă, n-are cum, deci dacă nu sunt artificii, au venit rușii în Constanță. Zic, se trage. Deci,
Când Sorin spune că s-a scăpat orașul din orice hățuri, eu la asta mă gândesc, la faptul că pare că după lăsarea întunericului, pare că după lăsarea iese altă specie, toată lumea se retrage, inclusiv poliția. Da, deci toată lumea se retrage la standuri. A doua zi lucrează. Toată lumea se retrage la standuri și iese altă specie. Și specia aia preia orașul. Și la revedere. Și noi bulevardul ăștia Tomis. Alți, și bulevardul Tomis, la fel. Și noi ăștia alți care muncim a doua zi, cred că am mai povestit în emisiune, lucram la TV Neptun și aveam emisiune de la 7 dimineața. Frumos. Și eu când făceam matinalul la TV Neptun, la ora 5 eram în televiziune. Știți, asta însemna că eu la 4 eram în picioare și la 5 eram în televiziune ca să pregătesc emisiunea. Și vecinii mei, la momentul respectiv, petrecea. S-au gândit să petreacă, da. Și o noapte întreagă, apropo de ce spune Sorin, am sunat la poliție din jumătate în jumătate de oră. Degeaba. Nu petreceau vecinii, practic s-a întâmplat așa, avuseseră vecinii un botez. Vecinii cu botezul plecaseră și le-a rămas mâncare. Și a rămas un bețiv care stătea cu fundul pe o ladă de bere lângă o boxă. Deci în curte era o boxă, un bețiv și o ladă de bere. Și ăla stătea cu fundul pe lada de bere și boxa aia urla. Deci și în întreg cartier nu dormea pentru că bețivul ăla urla boxa. Și n-a venit nimeni la el. A venit poliția în mai multe rânduri, dar poliția nu avea voie să intre în curte. Și atunci poliția venea, că și eu ca tine mă uitam pe geam. Și venea poliția, îl striga pe vecin de după gard, pe bețivul respectiv. Bețivul venea la poartă în curte la el, poliția dincolo de gard, și zicea: dați și dumneavoastră mai încet boxa. Și dar nu zicea, amendă, nu proces nimic. Verbal, nimic. Și ăla zicea: sigur, șef. Dădea mai încet, pleca mașina de poliție. Hai, volumul la maxim, continua distracția. Am avut un impuls, nu sfătuiesc pe nimeni să fie violent, nu îndemn la violență în această emisiune, dar eu la 4 dimineață, cu ochii așa, care plecam la muncă, bețivul se potolise. Cred că atunci stinsese boxa și se dusese să se culce. Și impulsul meu a fost să intru cu mașina cu spatele, să intru peste el în curte, să deschid portbagajul și să-i pun muzică. Da, pentru că ora la care eu plecam la muncă era ora la care el se culca. El trăind din ajutoare și tot felul de... Cam asta se întâmplă acum. Deci nimeni nu are dreptul să vină să-i întrebe pe flăcăia la 3 noaptea. Eu i-am prins și la 4 și la 5, că m-am dus la baie și îi auzeam în continuare. Nimeni nu are voie, conform legilor actuale, să vină să-i întrebe: băieți, ce-i cu voi aici? Asta în niciun caz. Cum adică n-am voie să stau aici? Și vorbiți mai încet. Eu vorbesc cât vreau. Înainte venea sectoristul, te lua cu totul. Nu e așa. Era un abuz. Dacă vor să meargă, unu, nimeni nu stă fără să bea sau să facă alte lucruri până la 4 dimineața. Deci nu stau ei doar să... Deci n-ai voie să bei, de exemplu, pe domeniul public. Deci dacă ar trece patrula de poliție de 2-3 ori, știind că acolo este o zonă problematică, te asigur că s-ar împrăștia. Nu trece. Că nu trece, asta e altceva. Fostul nostru coleg Victor Radu, da, venit aici în emisiune, care stă tot undeva lângă noi, spre Soveja. Într-un cartier exotic. Care mi-a povestit cum s-a întâmplat anul ăsta la el, ceea ce n-am mai văzut niciodată. În grădina din jurul blocului, în acel spațiu verde, serinci, ace, persoane care se droghează în scara blocului, și spunea, era un cartier liniștit, noi n-am avut asemenea probleme până acum, acum e clar că s-au înmulțit. Asta înseamnă că scapă orașul de sub control. Da. Poate să ne prezinte IPJ-ul 100 de milioane de rapoarte din care să reiasă cum a scăzut infracționalitatea, cum merg lucrurile brici. E suficient să ne uităm pe stradă. E adevărat că nu prea se mai dă în cap. Eu am venit alaltă ieri seară de la teatru, de la Casa de Cultură, am venit pe jos cu nevastă mea până acasă. Riscant? Pe Badea Cărțan. Nu. Și am explicat o chestie pe care o știu de când eram și eu tânăr și golan, care stătea la abator, alt cartier dubios la vremea aia. Și am zis, băi, noi o să trecem pe lângă două zone exotice. Una este strada Semănătorului și una este Aricoand. Da. N-are nicio legătură cu etniile, cu faptul că legătură. S-a asistat social. Și am spus un lucru. Când trecem până aceste două zone,
vom fi cel mai în siguranță din tot orașul, pentru că ei niciodată nu vor face ceva lângă casă. Așa este. N-o să te atace pe tine trecând pe strada lor. Uh-huh. Nu. Dacă fac chestii de asta, o vor face la 3 km de casă, de unde poate să fugă, să se ascundă la ei înapoi. Dar, ca să fim corect până la capăt, eu nu prea am mai auzit în ultima vreme în Constanța de violențe și tâlhării, adică oameni atacați pe stradă. N-am auzit eu. S-a întâmplat, chiar am scris eu, din rapoartele poliției, acelea pe care le trimit zilnice, chiar pe bulevardul Lăpușneanu, în dreptul parcului de la Casa de Cultură, deci, tot exact așa, ce un spun cetățean eu. Undeva la 40 și ceva de ani, care se întorcea de la muncă, nu știu ce tur avea omul, și se întorcea și niște puși din ăștia, 15-16 ani, da, l-au jefuit cu totul, rucsac, telefon, pățească. Bani, tot. Păi ăla de 13 ani care l-a înjunghiat pe omul la stația de tramvai în București, nu pățește nimic datorită legii române, care incriminează doar faptele comise de persoane peste 14 ani. Dar de ce nu peste 10 ani sau peste 12 ani? Dar poți să te întreb de ce nu se pot așeza la masă oamenii ăștia care conduc orașul, adică primarul să-l invite la masă pe șeful IPJ-ului, să-l invite la masă pe șeful poliției locale, să se așeze toți treaba lor, unde vor să se ducă și cum vor, să se așeze la masă și să facă un plan și să zică, băi, ce dracu facem cu orașul ăsta? Păi, e probabil că fac planuri, dar planurile astea sunt complet nerealiste sau nu se aplică. Poliția locală oricum e subordonată primarului, deci exact. Face ce vrea. Exact, asta spun. Degeaba. Nu. Ți-am spus, teama mea este exact ce spuneam eu, că este o pervertire a societății și că societatea în sine nu mai permite controlul. Poliția nu mai are voie să întrebe un minor ce caută la două noaptea pe stradă. Părinții sar și protestează dacă copilul lor la două noapte, dar ce, domnule, l-am lăsat să se ducă, că e și el tânăr, e în vacanță. Până și povestea aia că să ai buletinul la tine nu mai există. Băi, nu mai există. Eu îți dau un exemplu din altă zonă de legislație care nu se aplică și nu se respectă. Acum vreun an de zile, poate mai mult, dar nu știu eu exact, s-a votat că toate mașinile din România, fie că sunt în oraș, fie că sunt pe autostradă, da, că înainte era doar pe autostradă, fie că sunt pe drumuri județene, sunt obligate să meargă cu faza de întâlnire, ceea ce noi numim fază scurtă. Uh-huh. Băi, trebuie să ai faza scurtă aprinsă și când plec de la tine până la patiseria din colț. Așa este. Merg pe autostradă. Merg pe autostradă, unde era obligatorie de 20 de ani treaba asta. Merg cu luminile stinse. Dar ce, domne, că e soare afară? Ce, da? Bă, dar e lege. Poate să fie o lege tâmpită. Poate să fie o lege inutilă. Bă, dar trebuie aplicată. Eu cred că nu s-a dat nicio amendă în ultimul an pentru faptul că se merge cu luminile stinse la mașină. Chiar și mă uit în oraș. Dacă văd 2-3 fraieri ca mine care merg cu faza scurtă. De ce să merg eu în oraș să-mi consum bateria? Vorbește-mi puțin și de unde vezi tu România astăzi, pentru că tu călătorești foarte mult. Și ești un fericit din punctul ăsta de vedere, n-are stare, el așa face, merge, călătorește mult. Nu vreau să crede că-s plin de bani, nu. Dacă nu, nu, drămuiești, nu, nu, voiam să spun că ești plin de bani. Călătoriile și eu am modelul meu în materie de călătorie, era Luca Popescu, prietena noastră la Cărturești, pe care la fel am bănuit-o că stă e pe plină un de, sac bani. De bani. Și nu mi-a explicat, băi, eu mi-am... Isă ce în Sicilia, adică în niște destinații exotice, dar prinde niște bilete foarte ieftine. Ca să răspund la întrebarea ta, este din ce în ce mai deprimant. Este din ce în ce mai deprimant pentru că e cartul între noi și lumea civilizată, pe anumite segmente, ca au și ei dilelele lor, asta e clar. Devine din ce în ce mai mare și din orice călătorie de asta, te întorci deprimat acasă. Te întorci deprimat. Am să dau un exemplu de la originile călătorilor mele, când abia începusem să călătoresc în străinătate după 90, pentru că înainte de 90 am avut șansa să zbor cu avionul până în Libia, ceea ce mi s-a părut, părinții mei lucrau acolo și am petrecut o vacanță și mi s-a părut extraordinar că mă duc în Africa. Dar acum, după 90, în 92 mai exact, am fost cu fratele meu să vizităm Israelul și ni s-a spus, domne, dacă vă place, mutați-vă aici, emigrați, deși ei nu folosesc termenul ăsta. Frumos, cântece, vreme bună, Israel, minunății, Ierusalim, Tel Aviv. Ne-am întors cu avionul pe un soare superb, am început aterizarea la Otopeni, am coborât sub nori, a început să plouă.
vreme muhorâtă, mâzgă, ploaie, mizerie pe jos, 92, mizeria pe străzile Bucureștiului și noroiul, ca să fiu foarte clar, era mult mai mare ca acum. Bineînțeles că am intrat în depresie în 5 minute tot avionul. Tot avionul fiind de tineri excursioniști în Israel. Am luat o râie de autobuz de la aeroport la vremea respectivă, acum e mai bine. Ca să mergem la gara de nord, să ajungem la Constanța, când ne lua nimeni cu mașina, ne-am târâit valizele alea până în gara de nord și ne-am dus cu rândul la WC în gara de nord. Eu fiind fratele mai mare, bineînțeles că am avut prioritate, stai tu cu bagajele, mă duc eu primul. Deși poate făcea pe el mai rău ca mine. M-am dus, m-am întors, hai, du-te tu, e rândul tău. După 5 minute, fratele meu, care la vremea respectivă avea 23 de ani, a ieșit plângând, bărbat în toată firea, a ieșit plângând din WC. Exact ca fiica mea ți-am povestit la Boșdeuca lui Creangă, când i-a căzut telefonul în WC. Ca să înțeleagă oamenii de ce plângea da. Fiica mea la Boșdeuca lui, adică o poveste din cu totul alt film. Ce ai pățit? Bă, zice, a intrat unul peste mine în WC, nu știu ce a vrut să-mi facă, dar i-a intrat una și am ieșit și să dea dracu, eu plec din România. Eu n-aveam niciun gând, că eu lucram la un ziar central, la evenimentul zilei, lucram în limba română, acolo trebuia să lucrez în altă limbă sau să mă apuc să spăl prin autoservire pe jos. El într-un an și-a tradus toate diplomele de electrician de bord și a plecat. Experiența a fost atât de traumatizantă atât de încât l-a determinat să... Deci nivelul ăla de depresie pe care l-a avut acum 30 de ani el, se păstrează, bineînțeles, la un nivel mai mic. Lumea o să spună, băi, asta e snobism. Te duci în excursie în străinătate, te întorci în România și spute tot. E așa și nu e așa. Nu e. Eu nu mă duc în străinătate. Eu mă duc la Brașov și mă întorc în Constanța și vreau să mă mut la Brașov. Da. Adică... Da, și mie îmi place Brașovul mult. Oradea este un oraș superb și e un oraș evreiesc, că a fost fondat de evrei. Mm-hmm. Dacă e să o iau pe adică, o chestie numai personală. Măi, e altă lume. Mi-a spus cineva ai spus, zilele stop, trecute... Ai spus, e altă lume. Da, și aici e, altă e lume, bine pare să rău. Nu dăm vina numai pe autoritatea nu, locală. Nu, trebuie pe să dăm vina și pe lume. Pe cetățeni. Ai zis, e altă lume. Deci, suntem prea pestriți, suntem prea nu știu, balcanici, suntem prea orientali, nu știu ce dacă se întâmplă. Eu am mai vorbit în emisiune cu invitați din tot felul de zone pe care i-am avut aici pe canapea. Senzația este că e o energie proastă în orașul da, ăsta. Da, da. Deci e o energie atât de agresivă. Și lumea e agresivă, și eu sunt agresiv la de încrâncenată, serios, se simte asta. Adică mergeți în orice alt oraș din țara asta, mergeți de la jumătatea țării încolo. Deci, nu vorbim de București, mergeți. Deci, de la Brașov încolo. Noi suntem ca în Războiul Stelor, noi se suntem cu Darth ceva. Vader. Noi nu suntem știu, de partea mai... răului. De armata da, galaxiei da, da. Suntem noi, nu suntem aia buni. Nu știu care-i treaba, eu nu vreau să vorbesc în termeni de bun sau rău, de-aia. V-am mai spus în Brașov că stăteam în coloană de mașini și nu înțelegeam ce e în neregulă. În neregulă era creierul meu, că pentru că eu claxonam. Așteptam să claxoneze nebunii, că nu contează că n-ai unde să te duci. Eu stau în mașină și stau cu mâna pe claxon. Da, da. Ce dacă? Să nu ne plictisim. Lumea acolo e Iașu, mă așteptam, există acele idei preconcepute despre Moldova. Doamne, ce oameni, cât bun simț, cât de drăguți, oameni în vârstă, seniorii, da? Cât de frumos îmbrăcați, ieșau la plimbare, parcă eram într-o poveste, pe cuvânt, prin comparație. E diferența între provinciile istorice, cum se spune, și un teritoriu care n-a aparținut niciodată României, ca să fim cinstiți până la capăt, e vorba de Dobrogea, și care a fost alipit ulterior cu o populație pestriță, căreia noi îi spunem modelul interetnic dobrogean, da. Cu o cultură mai scăzută din cauza că până acum 20 de ani, nu 30, 20, până acum 20 de ani, noi nu eram centru universitar în adevăratul sens al cuvântului. Era o facultate de sudură, dacă nu mă înșel eu, până în 89. N-a existat emulația asta culturală care nu a dat până de curând datorită lui Ervin Simpson, n-a dat nici măcar un teatru ca lume. Sper să rămână Ervin cât mai mult aici. Nu pleca. Dar stai că vine un nou președinte al Consiliului Județean care văd că își pune oameni din Valul Traian. S-ar putea să avem un director la teatru de stat din Valul Traian.
Care a fost șeful Căminului Cultural. Domnul Mitroi, nu faceți dumneavoastră așa ceva. Uite că a făcut la drumul județene și a pus nevasta șefului servisului, secretara lui, mâna dreaptă, mâna stângă, piciorul drept, sunt tot Consiliul de Administrație de la drumul județene, unde am avut onoarea să fac parte până de curând, este din Valul Traian. Știi că eu am zis că dacă ar avea orașul ăsta vreo 10 ervini, vreo 10 ervini așa dacă am avea, prin toate domeniile cheie așa, știi? Să ai vreo, apropo de oameni care mișcă lucruri. Da, dar o să ajungi la teoria aia că evreii conduc lumea. Și cum adică evreii să conducă orașul? Ai nu nebunit să-i de tot? Cheme 10 ervini. Ai un nebunit? Ervin, un mai știu eu cine, un Gheorghe, un Ion, un... Nu, da, genul ăsta de oameni. Nici măcar nu m-am gândit la Ervin. Ca la, m-am gândit la Ervin... Ca etnie. Ca etnie. Nu, m-am gândit la tipul ăsta de om neliniștit și care reușește să desțelenească. E ca ăla, trage, împinge, mișcă roțile, face hai totuși orice. Hai totuși să dăm o notă bună și constanțenilor din punct de vedere etnic și multicultural. Acum două seri am fost la Casa de Cultură, scripcarul pe acoperiș, pus de Ervin Simpson la Târgu Mureș, în limba maghiară. Uh-huh. Eu, care sunt îndrăgostit de musicalul ăsta, care a fost pe Broadway și s-a făcut un film celebru cu un actor emblematic al Israelului, care a murit acum un an, doi, eu am avut inima strânsă. Am zis, doamne, mă duc acolo. Deci combinăm un subiect evreiesc, că asta este scripcarul pe acoperiș, cântat în limba maghiară. Adică e o combinație care te îndreaptă spre ură de rasă direct. Nu te invită neapărat. Nu, da. Dom'le, vreau să spun ceva. Oamenii ăia probabil că și ei au venit cu inima strânsă. Adică maghiari din Târgu Mureș și au venit la Constanța să joace un spectacol în limba maghiară. E adevărat că era subtitrat. Sau supratitrat, că era un panou mare cu care tot ei au venit și în care era în română și în engleză. Pentru că musicalul e cântat în engleză și... Chiar mă întrebam cum o sune cântecele alea cântate maghiar. Sala aproape plină de constanțeni. Da. Nu mai e vorba de turiști la vremea asta. Dom'le, vreau să spun că la sfârșit au fost urale. Oamenii ăia venind de la Târgu Mureș care se lovesc de antisemitismul lor când e vorba să-și părăsească. Da. Bine, că și ei dau motive câteodată când refuză să vorbească limba română, când cere o pâine, aia nu e anecdotă, e real. Eu am rămas uluiți. Deci o sală întreagă de constanțeni îi ovaționa după un spectacol senzațional pus de Ervin și senzațional jucat de ei, cu dansuri, cu nebunie. Deci ziceai că ești pe Broadway. Spectacolul s-a jucat inițial pe Broadway. Deci putem să ne dăm și note bune din punctul ăsta. Pentru că eu în primul rând mi-era teamă de că va fi sala goală. Doi, că va fi obositor să te toi uiți în tavan să înțelegi ce spun oamenii în maghiară. Și trei, că și ei erau oarecum reținuți să joace într-o zonă culturală care nu le aparține. Deci se poate, asta vreau să spun. Se poate. S-ar putea să avem o șansă. Deși, la mărimea teatrului Fantasio, mărimea clădirii și a locurilor, știu exact câte sunt, că am fost director pe 286 de locuri. 286 de locuri la un oraș de 300.000 de locuitori, ca să nu mai zicem 400.000 ca pe vremuri. Dom'le, sala aia ar trebui să fie arhiplină și la spectacole proaste. Adică 286 de fraieri ar trebui să ia bilete până și la spectacole proaste. Iar azi 286 să fie afară fără bilete, la mărimea asta de oraș. Din păcate nu se întâmplă asta. Nu se întâmplă nici la operă, nici la teatru. Acum se întâmplă la teatru că joacă într-o sală atelier de 80 de locuri. Da, și pentru că Ervin a adus totuși și el este un personaj, a reușit să-și creeze un brand, lumea îl cunoaște, lumea îl invită în emisiuni, promovează bine ceea ce se întâmplă, e prezent peste tot, a reușit să creeze o emulație în jurul, a reușit să facă asta, ceea ce, da, iar am fost invidioasă pe Sibiu când am fost la festivalul de teatru de la Sibiu, cum tot orașul fremăta, pentru că în toate zonele, apropo, în multe săli, se întâmpla câte ceva, da? Peste tot pe unde te uita, erau câte 3-4 afișe și pac, acolo se întâmpla aia, acolo se întâmpla aia, în piața cu tare se întâmpla aia. Da, și în festivalul SIZ acum, din păcate, n-au fost săle arhipline. Dar, el către asta el încearcă, se zbate, inclusiv pentru turiști, care turiștii de mama aia nu sunt turiști de teatru. Să fim cinstiți până la capăt.
Nu, dar poate că și agențiile vor lua în calcul, știu că iar o să ziceți că e ca pe vremea comuniștilor, cum erau treburile alea, când venea turistul la mare și se punea la dispoziție și știu, dar mă gândesc că turistul de Mamaia este pentru șușele alea care se făceau la teatrul din Mamaia. Nu știu. Nu știu dacă toți turiștii de Mamaia sunt pentru asta. Bine, ăia din nord n-au nicio treabă cu nici măcar cu șușele. Nu știu ce să sponsorim. Poate că și turistul de Mamaia, poate că este turistul ăla care stă când plouă afară, se duce, stă la coadă la delfinariu până îl ia leșinul 2 ore ca să intre să vadă delfinul. Da, dar e mai facilă. Poate că ar fi interesat să vină în oraș la un spectacol, de exemplu. Nu cred. Bun, atunci hai să zic așa, turistul de eforie, poate că este un turist care... Mai rău, ce cauți la eforie? Mă duc la... Deci mai jos de acolo, mai jos de atât nu se poate, adică am fost în Paralia Caterinii, în Grecia, din greșeală. Nu, voiam să zic că mă duc la sanatoriu și mă duc la cuplurile de persoane vârstnice care aia, da, vin să facă tratament și stau o săptămână sau 10 zile sau chiar 2 săptămâni, vin și stau în Techirghiol, de exemplu. Da? Și care poate că și-ar dori să fie luați de un autocar seara și aduși la un spectacol poate, de teatru aici. Poate, nu știu. Eu nu cred, dar în fine. E doar problema mea. Publicul de eforie pentru teatru de vară de acolo este așa, publicul de șușe. De Techirghiol. Sociu și Palade, adică... Am fost, nu mai fusesem de mult la mănăstirea din Techirghiol și habar n-aveam că este bază balneo în mănăstirea din Techirghiol. Și oamenii au zone de tratament în mănăstire, acolo se și cazează. E foarte interesant și au reușit să facă ceva foarte frumos și foarte întreținută și cred că vin bani și de pe zona asta, au reușit să găsească formula asta care cred eu că e câștigătoare, cei de la mănăstire, astfel încât să o întrețină și să arate foarte, foarte bine și să renoveze permanent, pentru că trebuie să ofere condiții și celor care vin și se cazează acolo. Sorin, mulțumesc mult pentru prezență. Cu mare drag. Poate oricând că te-am mai scos un pic din starea asta. E picat așa, e depresiv. Face mare plăcere. Da, probabil că e și vârsta. De ce să mă ascund acum? N-am probleme sentimentale, existențiale. Din potriva, am descoperit niște cărți de curând care îmi schimbă un pic paradigma. Da, într-adevăr am ajuns la oboseală și am să o spun totuși, deși n-aveam de gând. Pentru mine a fost o mare deziluzie că acest primar a fost reales, deși n-a făcut nimic 4 ani. A avut câțiva oameni în spate 4 ani care i-au făcut treaba. Dar pentru mine, și o spun cu orice risc, pentru mine este un impostor din punct de vedere profesional. N-are nicio treabă cu administrația locală. E adevărat că și contraoferta din alegere a fost extrem de proastă. Dar probabil că o parte din starea mea de spirit rezidă și din această dezamăgire, pentru că 4 ani de zile presa locală și o parte din presa națională, care nu era plătită direct și știu exact pe cine a plătit, a tot lătrat în gol. Dom'le, uitați, își bat joc de lucrări, își bat joc de Ștefan cel Mare. De Mie mi-a fost... felicitări, Emil Tatu, pentru emisiune. Mi-a fost tare ciudă și o să spun de ce. 1. Pentru că Virgil Chițacă ești foarte bine din emisiunea asta. Deci eu am văzut în emisiune un Virgil Chițacă cu un tupeu extraordinar. Prima are ce pierde. Sigur că mai bine pregătit decât... am fost șocată de prestația lui Stelian Ion. Are dreptate colegul Hapurnea. Bine că n-au ieșit, bine că n-a ieșit Chițacă cu Stelian Ion în campanie, în dezbatere, pentru că îl făcea țăndări. Deci am văzut un Stelian Ion nepregătit, care habar nu avea, vorbea exact ca orice cetățean de pe stradă, în care Virgil Chițac se înfigea, îl întrerupea, nu-l lăsa, nici pe Emil nu, și peste Emil intra. Deci dar un om pe cai mari am văzut. Dar nu mai vreau, sunt păi în și tu n-ai fi pe cai mari dacă ai fi realeasă în ciuda tuturor evidențelor. Sunt în aceeași idee a lui Sorin, pentru că eu nu mai vreau să mai fac emisiuni cu politicieni, nu văd sensul. 1. Nu cred că avem politicieni, nu avem opoziție. N-a avut 4 ani opoziție și apropo, să nu mai vină în emisiuni sau să nu mai deschidă gura politicienii ăia care așteaptă ca presa să le scoată castanele din foc. Pentru că ăștia sunt cei care stau la cafeluțe, stau pe la terăsuțe și așteaptă să facă presa opoziție. Nu mă, nene, și ieșiți! Care negociază pe la spate. Și care negociază pe la spate. Și care așteaptă ca presa. Dar de ce? Dar scrieți-mă voi, dar uitați-vă mă voi. Dar ce să mai scrie, mă? Dar ce să... Ieși, mă, și vorbește. Dacă vrei să facă cineva opoziție, ieși, vino aici în emisiune, stai pe canapea și explică de ce e prost primar Virgil Chițac. Dacă nu... Stai acasă, du-te și bea cafeluța.
Nu mai arăta cu tu cu degetul spre presă și dai indicații cu ce trebuie și ce nu trebuie să scrie presa. Exact cum spune Sorin, presa 4 ani de zile a fost singura care i-a făcut opoziție lui Virgil Chițac. Hai să nu ne mințim, USR-ul a stat 3 ani și ceva acolo cu viceprimar în primărie lângă ușa lui Chițac. Da? Au stat la masă cu Virgil Chițac. Despre ce discutăm? În câte ședințe s-a ridicat USR-ul să facă scandal și să-i arate punctual și cu argumente pe și proiecte? Și acum au votat cu ei în ședința extraordinară de Consiliu Județean. N-are rost. Au votat cod la cod. Să PNL discutăm. Cu USR. Și înțeleg felicitări, Costin Răsăuțeanu, că ești următorul viceprimar. A zis domnul Virgil Chițac că te admiră, te respectă, ești exact ce trebuie acolo. Păi asta e. Deci ca să fie clar. Deci Costin Răsăuțeanu e viitorul viceprimar, la domnul Rusu, culmea, am ajuns să-l plac pe Rusu, eu, deci dar să știi că a făcut minții. Treabă. Nu, deci nu noaptea minții. Chiar a făcut și a fost discret. Și a fost singurul om care a venit aici au în emisiune. Așa cum a venit, fost discuții despre el și despre afacerile lui, fără nicio legătură cu activitatea lui din primărie. Dar el, ca viceprimar, a fost foarte, foarte bun. Amintește-ți și când a luat foc arhiepiscopia, că el a stat zile în șerea. Era singurul care... mă rog, ideea e că se discută că nu l-ar prea mai vrea Chițac. Și Emil l-a întrebat Răsăuțeanu și cum ai cine? Cu Rusu? Și a râs așa. A zis, da, da, cu Rusu. Acum, domnul Rusu, mai vedem ce vi se pregătește. Pare că vă vrea în continuare. Dar aflăm în scurt timp. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc tare mult! Mulțumim și noastră pentru că ne-ați urmărit. O zi bună în continuare. La revedere!